Congresul European al autorităților locale este locul potrivit pentru a căuta cele mai eficiente soluții și modele de cooperare între regiuni, orașe sau comune. Vorbind despre regiuni, devine crucială în contextul alocării resurselor în noua Uniune Europeană Financiară o strategie pentru perioada 2014-2020. Cea mai importantă provocare cu care se confruntă autoritățile locale este utilizarea eficientă a fondurilor europene, menținând în același timp disciplina bugetară. Unul dintre cele mai importante evenimente din Europa Centrală care abordează politicile regionale și locale, Congresul European al Autorităților Locale, va încerca să răspundă inițiativelor de dezvoltare regională în încercarea de a găsi soluții viabile pentru utilizarea banilor publici în beneficiul comunităților. În perioada 5-6 aprilie 2016 voi participa la Cracovia la Congresul European al Autorităților Locale. Aici se discută lucruri foarte importante legate de fonduri europene, finanțări europene în domeniul transportului, învățământului, culturii, zone urbane inteligente, industriei creative. Este un, 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 un dezbatere, mă rog, sunt mai multe evenimente tematice, cu 50. Voi încerca să particip la cât mai multe, și cei care mă interesează, în mod special, pe care le-am enumerat uh, mai înainte, sperăm să putem promova uh, cât mai repede proiecte pe fonduri europene. Din păcate, așa cum am spus și alte dată, puțin probabil ca în acest an să promovăm efectiv proiecte europene, măcar să finalizăm documentația, să apară ghidurile, în așa fel încât să fim pregătiți pentru anul 2017.